Salut pe toți și numele meu e, cum spunea și Chionghi, mă numesc Dan Pană, sunt arhitect de la firma Performa, mulți ani. Sunt un user destul de vechi de Archicad și sunt unul din cei care se minunează că oamenii din jurul meu care intră în contact în zona asta de Archicad nu știu multe lucruri despre existența unui tool, îi spun eu, și nici de cum BIM Server sau BIM Cloud, ci unui tool prin care să-și facă viața mult mai ușoară. Eu am o experiență în această zonă, în a-mi face viața mai ușoară și a utiliza Archicad-ul la un nivel destul de înalt, zic eu, și zic și alții asta. Și ca să pornim discuția asta la modul propriu, să o pornim cu toții, eu aș vrea să facem un mic sondaj de opinie printre cei de aici, mă rog, cât vor să răspundă, dar și mie să răspundem cât mai mulți. Care din voi folosește acest tool, BIM Server, BIM Cloud, în toate opțiunile? Asta ne va ajuta pe noi să ne și formatăm puțin nivelul discuției. Și să vedem cam care e dorința voastră de a afla lucrurile. Da, e o idee bună. Dalia. Eu nu. Nu folosesc. Ok, și atunci de ce ești aici? Stai puțin. Ok, nu-l folosești, dar de ce ești aici atunci? Pentru că la început, cu folositul Archicad-ului, am reușit să fac câteva proiecte și aș evolua. Adică folosesc foarte rudimentar deocamdată și poate că reușesc să trec mai departe. Ok. Foarte bine. Ceilalți, vă rog. Bună ziua, Mihai Pașcalău. Am mai folosit în trecut, dar când lucram pe Archicad 18 doar și eram stagiar și de atunci nu l-am mai făcut. Dar vrem să-l pregătim oricum. Ok, Ne știm de ce poate face. mai am o rugăminte. Când povestiți lucrurile astea, povestiți și puțin, în două vorbe, nu foarte mult, despre mediul în care lucrați. Adică lucrați singuri acasă sau lucrați într-o firmă. Adică dacă aveți o structură IT sau nu aveți o structură IT în firma aia, o structură mai evoluată, e foarte important de știut asta. Da, asta vreau și eu să întreb, deci. Cât sunteți la birou, câte proiecte aveți, cam cât de mari sunt proiectele și cum gestionați Da. fișierele, da? Ar fi bine să. Ok. Continuă eventual cam Da, mine. început. Da, suntem un birou de 4 persoane. Avem și proiecte mici de locuințe sau mai industriale sau și cu mai multe corpuri de clădiri pe care le gestionăm. Și ce structură IT aveți? Toată baza noastră de date nu avem un server fix, ci folosim Google Drive-ul. Și prin Google Drive Nu, nu, cumva nu, 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 nu nu. avem. Ok. Dar aveți computerele legate la o rețea, nu? Sau sunt independente? Nu, deci lucrăm de la birou toți, Nu. suntem conectați, pur și simplu avem un router wireless în birou și atât. Ah, ok. Deci aveți o Și rețea. da. Doar că nu Ok, avem da. server fix. Ok. Bun. Bun. Mersi. Și eu. Pot să... Te rog, te rog, te rog. Și noi suntem patru. Dacă Wi-Fi înseamnă rețea, înseamnă că avem rețea. Da. Chestia nasoală că suntem patru și lucrăm în 3 programe diferite. Asta e treaba voastră. Da. Așa că eu încerc să îmbin AutoCAD-ul și să trec la Archicad, sau să le îmbin sau să, na, să văd. Ok. Ok. Altcineva? Mai scrie Bene. cineva? Mai dice cineva? Adrian, George, Sergiu. Dacă nu aveți, da. George zice salut. Aveți.
Salutare, oare se aude? Sergiu aici. Salut. Din păcate nu am cameră, așa că doar din microfon. Scurtă prezentare și în cazul meu, să zic, avem, adică și aici e vorba despre lucru în echipă. Avem un birou cu vreo 3-4 arhitecți, depinde, mai variază echipa așa din când în când, dar suntem împrăștiați care cum pe acasă, pe la birou. Dar pe partea asta de teamwork încă stăm foarte prost, în sensul că depindem de un server fix de la birou și cumva sperăm să implementăm o chestie dintre asta cloud care să ne permită să accesăm în timp real fișierele. No. Ceea ce privește... Da, folosiți BIM serverul, BIM cloud-ul, folosiți, da? Nu, tocmai că am avut doar o încercare acum, cred că o lună de zile, cu un coleg care între timp a plecat și a rămas un pic în aer treaba asta, dar chiar speram cumva ca cât de repede să ducem până la capăt inițiativa și să facem, să ne lămurim în primul rând cum funcționează partea asta de cloud, de BIM cloud, okay, și să o implementăm. Ciongi, eu cred că dacă avem trei reacții e suficient, sau dacă, mă rog, dacă mai e cineva, ca să ne întindem foarte mult cu asta, ca să apucăm să și le spunem niște lucruri. Mai vrea cineva să spună? Salut, Dragoș. Da, a intrat și Dragoș între timp. Hai. Hai. Mai zice cineva, că dacă nu mă apuc eu și dacă vorbesc eu... No, ok, bine. Bun. În primul rând, eu tot vorbesc și cu Ciomi și cu colegii lui, tot discutăm și de fiecare dată eu mă arăt uimit de părerile oamenilor cu care discut și care, în momentul în care aud despre chestia asta cu BIM Server, BIM Cloud, îmi spun, wow, o nebunie. Nu, ideea e următoarea. Acest BIM Cloud, BIM Server este un pachet software. Este un pachet software care se instalează. Deci un soft, nu e nimic altceva. El nu are o conotație IT efectivă de server sau de cloud. E doar un soft care se numește cloud sau server. Atât. Da, din păcate, da. Asta înseamnă că el poate fi instalat și o instalare basic, deci nu e nicio știință de carte, nu trebuie să instalezi acest soft. El poate fi instalat pe un computer absolut normal din cele patru pe care le aveți. Poate fi instalat acolo. Și computerele restul se leagă prin IP-ul computerului X. Computerul respectiv e un computer absolut normal. Noi am funcționat la început în birou, când am început povestea asta cu cloud-ul, exact așa. Singurul minus este că omul care lucrează pe acel computer pe care este instalat BIM serverul se va plânge de delay-uri mai mari decât ceilalți în lucru, în general, pentru că BIM serverul, adică acest software, face o chestiune, el leagă software, proiectul de Archicad deschis pe un computer cu cel deschis virtual în acest server. Unul din avantajele BIM serverului de la Archicad este că folosește o tehnologie Delta, nu știu ce înseamnă Delta, dar știu că e Delta, care face o chestie foarte mișto, așa, el nu face să trimită decât pachetele de modificare și nu tot proiectul de fiecare dată. Asta înseamnă că discutăm despre un soft, un banal soft, exact cum este, cum se instalează Google Drive sau cum se instalează whatever, nu știu, mai zic tu ce-mi ceva, nu știu care. Este exact aceeași tipologie de software care însă știe mai multe lucruri să facă. Deci el este un loc care gestionează hardware, proiectele și le ține acolo lângă el și știe să le gestioneze. Știe să le gestioneze pe proiecte în sine și știe să gestioneze proiectele în relația cu userii. Da. Haideți, da. Aici am un slide legat de BIM Cloud Basic.
Da? Hai să le parcurgem repede. Deci, ideea e că avem trei feluri de BIM Cloud-uri și cel basic e cel gratuit și vine cu Archicad-ul. Da? Deci, dacă vă luați o licență, primiți gratuit și programelul acesta, cum a zis și Dan. Deci e un mic programel care conectează Archicad-urile prin rețea sau prin chiar și din afara rețelei, dacă îl setați corect. Da? Deci ideea e că e gratuit, dar puteți să vă setați instalarea, pot să vă arăt repede, vă arăt? Da. Să-mi dați un semn. Să vedeți că e o chestiune basic, nu e nicio filozofie. Pot să vă arăt repede, am aici. De fapt e pe Help Center de la Graphisoft. Am deschis aici și serverul pe remote, pe serverul nostru. Și avem aici, în Help Center e descrisă toată instalarea, da? Deci ideea e că e un singur kit de instalare, deci descărcați un fișier și la instalare instalează automat două module, da? Deci are managerul și are serverul, da? Deci sunt două module. În manager avem userii, deci utilizatori, setăm roluri, nu știu ce. Serverul se leagă de versiune, de să zicem 2.4. Și la server, de fapt, se conectează Archicad-urile, da? Deci el face conexiunea. Managerul gestionează, da? Deci o instalare simplă, da? Deci pornim, vedeți la instalare, automat știe să instaleze amândouă module. Da? Deci next, next. Și la un moment dat ne cere să configurăm, da? Da, se poate și fără configurare. Deci asta vă spun eu, că la început nu știam nici noi și am dat automat și s-a dus el acolo unde a vrut el și nu știu ce, a funcționat impecabil foarte mulți ani până când ne-am dat seama de lucrurile astea pe care să vi le spună ce-mi e acum. Da, deci automat vă dă niște sugestii, da? Deci portul pe care să fie accesibil serverul și vă dă locațiile, de exemplu pe ce, dacă nu aveți atâta spațiu, mutați altundeva, să țină altundeva proiectele. Da? Deci serverul, într-un fel, trebuie să le stocheze proiectele și o să le stocheze în format DB. Da? Deci o bază de date o să facă că e mult mai rapid formatul acela. Dar poate vedem și asta. Da? Și după aia, cum am configurat, de exemplu, serverul, după aia setăm și managerul, da? Deci tot așa mergem mai departe, next, 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 și instalăm și managerul, da? Chestiunea este că este exact atât de simplu pe cât spune Chonghi, next, 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 exact. Next. Deci este perfect real, nu e nicio filozofie. Da? În manager setăm denumirea, deci puteți avea orice fel de, setați orice fel de denumire și setați un user de master admin. Asta e userul Dumnezeu, să zicem. Da? El are acces peste tot. Da? Și cu asta pornește. Deci, într-un fel, o să fie deja funcțional serverul. Și adițional de instalare, trebuie să vă setați userii. Da? Deci, dacă sunteți 4 la birou, trebuie pentru fiecare câte un user. Și la fiecare user putem să ne setăm roluri diferite. Da? Asta e foarte important. Asta o să le arătăm rapid. Hai să trecem doar de partea de instalare ca să fie... Ok, deci cam atât e instalarea. Acum știi ce te rog eu pe tine? Chonghi, deschide un Archicad și loghează-te în modelul ăla de exemplu ca să vadă cum se face intrarea. Da, și atunci ideea e că de obicei lucrăm pe proiecte solo, să zicem, da? Deci proiecte locale, dar dacă avem un server instalat, putem face din orice proiect un proiect de teamwork, de echipă. Da? Asta se face, vă arăt imediat, avem în meniul teamwork, avem opțiune de share. Da? Deci, de fapt,
share-uim proiectul. Adică îl urcăm pe server. Se copiază, se copiază de fapt pe server și de acolo se redeschide, da? Și din momentul ăla el stă acolo. Da, o să devină un proiect de echipă. Asta vreau să vă arăt pe slide, că de fapt se face o copie pe server. Mă rog, o copie pe server înseamnă că de fapt proiectul ăla solo pe care l-ați avut inițial se urcă acolo, prima dată. După care puteți șterge copia, adică ăla solo nu vă mai trebuie. Când veți ajunge la un anumit nivel, veți avea template-ul sau template-urile sau cum lucrați direct în server și copia template-ului generează începutul unui proiect. Adică, da, eu acum aș vrea iară să mă întorc la prima parte a discuției, sorry, Chonghi, da, și să ne spuneți voi ce ați înțeles din toată povestea asta de până acum. Nu știu, poate că trebuie să vorbim altfel sau... Adică aș vrea să avem un feedback de la voi pe zona asta de ușurință de instalare și de ușurință a lui, că el nu e chiar ceea ce pare a fi. Hai, Peter, spune tu ceva, Peter. Ți se pare greu, Peter? Dacă se poate să spun eu ceva. Da, sigur, sigur. Am partea de instalare mi se pare relativ simplă, adică nu asta cred că ar pune probleme. Ce n-am înțeles eu, nu știu, ceilalți colegi, în schimb, este dacă totuși prin această platformă sau prin acest soft aș putea să accesez proiectele, adică fișierele de Archicad care sunt salvate pe acest server, adică serverul de la birou, da? Să zicem că este configurat cu acest Beam Cloud. Eu de acasă pot accesa. Nu. O secundă. Haideți să nu dublăm cuvântul server, gen IT, cu server de genul Archicad, pentru că colegii noștri de aici care nu așa, nu vor înțelege nimic. Haideți să definim puțin lucrurile, că dacă o ținem tot în server, ceilalți nu vor înțelege. Da, da. No, din păcate, cel puțin eu nu prea stau bine la capitolul ăsta de rețea, ce înseamnă server neapărat. Beam Cloud, da? Deci proiectele de pe Beam Cloud, dacă poți să le accesezi din afara biroului, asta era de fapt. Exact, da, adică să nu am o conexiune fizică. Da. Primul răspuns și ușor, dar ajungem acolo, o să povestească Chonghi mai mult și eu o să vă povestesc din experiența mea, răspunsul este da, da. Ideea ar fi acum să atingem puțin tăl zona asta de instalare, adică aș vrea să fim cu toții de acord, adică nu să fim de acord, na, să înțelegeți că de fapt chiar nu e... E floare la ureche, da. Adică e un softulete, e chiar un softulete, nu e nimic altceva. E ca Plex sau orice alt soft de server, da? Deci instalăm un mic programel, devine un server, da? Nu trebuie să ai nicio cunoștință de IT și toate lucrurile astea. Okay, deci, v-am zis, din orice proiect solo putem face un proiect de echipă, da? Atunci se mută pe server, da? Și după Primul pas a fost făcut. Da? Deci am share-uit proiectul, după aia orice Archicad din rețea sau din afara de rețelei poate să se conecteze la server, poate să-și ia proiectul respectiv. Da? Și atunci, când deschidem un proiect de echipă, se creează câte o copie locală. Asta nu o vedem. Da, Mihai? Nu, avem o întrebare, cred că poate că e neclar pentru alții faptul că proiectul solo care îl încarci în serverul de Bing Cloud, odată ce e încărcat acolo, acel proiect solo rămâne așa cum e. Nu? Nu trebuie nu, să-l nu, ți-l descarci din... Cum revine deci, el după aia? Păi uite, hai că vă arată Chonghi, arată solo din nou, să zicem. Nu. Că nu mai e, nu? A rămas așa. Ba da. Rămână,
O să-ți rămână fișierul acela din care faci proiectul de echipă. Deci se păstrează acel fișier unde era până acum, la proiecte, acolo unde era. Da? Deci tu de fapt faci un share, da? Și atunci se face o copie pe server. Da? Și acela proiectul solo lași în pace, nu mai lucrezi pe el. Îl arunci. Okay. Bine, nu ștergi, dar îl ștergi. Da? Nu, ascultați-mă puțin. Deci, ți-l lași ca backup, de fapt. Nu ți-l lași ca niciun backup, proiectul crește. Deci da. Proiectul crește. Okay. Vei te zic că vei depozita lucruri vechi de două luni care îți vor încărca toată structura IT. Nu, îl arunci. Odată urcat pe server, proiectul ăla este mai sigur decât în calculatorul tău. Pentru că, sigur, dacă vrei să ai la un moment dat o copie, poți să ai o copie a lui, să dai jos local ce oricând, vrei. Oricând, dar nu da. Despre asta discutăm. Ideea este ca voi să faceți pasul către el, nu de la el către voi. Din cauza asta îți spun, dacă reușești să turci primul proiect acolo, îți spun eu că pe al doilea solo nu-l mai faci. Dar o neclaritate cred că care o am. Ok, tu ți-l încarci proiectul tău solo în serverul Bing Cloud, care se află pe un calculator. Al uneia dintre colegi. Ok. Ascultă-mă, un calculator. Da, eu, dacă uite, se strică ăla... Dacă îmi dai voie. Nu, stai. Joacă asta nu e așa simplu. Dacă se strică ăla, se strică cum ți s-ar strica calculatorul tău pe care lucrezi acum. E același risc. Același risc. Doar că trebuie să fii puțin mai atent cu lucrurile astea. Fii atent. Chonghi e la Miercurea Ciuc, eu sunt la București, da? Chonghi, arată-le puțin arhicadul tău. Hai că e aici, da. Ok, bun. Deschide fereastra de BIM Teamwork, ăsta cum se cheamă, Teamwork. Paleta, zici. Paleta. Deci, asta vreau repede să arăt. Deci, cum aveți un proiect de echipă, atunci nu mai dăm open simplu, ci dăm open joint teamwork project, da? Asta e singura diferență. Deci nu luăm de pe local, luăm de pe server, da? Open joint teamwork. Și atunci mă întreabă de server, puteți avea aici în lista asta oricâte, depinde cât aveți. Deci am serverul meu, BIM Cloud-ul de la Consoft. Și o să-mi apară aici proiectul frumos, da? O să dau open și atunci de fapt se creează, se copiază de pe server și se creează o copie locală, da? Acum am deschis deja copia asta. În Teamwork, în meniu Teamwork, avem aici o paletă. De obicei când lucrăm în echipă folosim, unde o aduc? O aduc aici. Las-o acolo și uite, da? Vedeți? Vedeți aici, sunt, mă rog, eu arăt cu mouse-ul meu, dar nu știu dacă are vreun rost, că evident nu mă văd, nu văd mouse-ul meu. Dar aici este logat Dan Pană, adică eu, de la București, sunt logat în serverul lor. Da. Sunt eu și sunt, mai e colegul meu, Benedict. Da? Deci, de fapt, acum avem trei persoane cu arhicadurile deschise și cu proiectul și conectate la același proiect. Exact. Avantajul major al acestei softulete este următorul. Dacă veți lucra cu el, veți ieși din marea masă a arhitecților care au denumirile proiectelor care se termină în final 50. Eu lucrez așa de mulți ani și eu am un singur fișier per proiect. De când semnez contractul până închid proiectul. Unul singur. Și fiecare proiect al meu are un singur fișier alocat. E adevărat că în baza de date există milioane de fișiere. Pentru că unul din marele avantaje, secund avantaj major al lui, este faptul că el știe să-și facă automat backup. Adică există o fereastră, o să vă arate Chonghi la un moment dat, de unde vă setați, de câte ori el se salvează automat. Ok. Bun, mai avem o întrebare. Nu știu dacă
Legat de backup-urile astea, mod curent, da, e bine să lucrezi doar pe un singur fișier, de acord, total de acord, dar ce se întâmplă, nu știu, dacă faci mai multe concepte și până se decide clientul, nu știu, trebuie să revii la o versiune mai veche. Poate. Poți deschide aici... acel backup? Poți deschide acel backup, da. Poți să faci rollback. Adică poți îl cauți un pic, dar... Da, da, poți. Se poate, asta e facil. Deci cumva îți înlocuiesc backup-urile de server, înlocuiesc de fapt backup-urile alea cu Rev01, Rev02, Rev01000, pe care le tot face toată lumea local. Eu zic că ar trebui să împărțim. Deci avem zona asta cu Archicad-ul și avem zona cealaltă cu serverul. Da? Deci de unde setăm serverul, de acolo se setează și backup-urile. Da? Poate de aici repede vedem cum funcționează Archicad-ul, că nu știu câți dintre voi ați văzut live cum merge treaba asta. Și după aia mergem la manager, unde... unde vă arăt și setările mai, un pic mai avansate, da? Deci, e ok? Da? Mm-hmm. Citeam aici, era cineva care îmi spunea că, care spunea că îl interesează lucru pe un cloud, nu pe un calculator server care trebuie pornit de cineva. Un calculator server, eu am unul aici în birou, o combină din asta, nu cât bine de înaltă, plină cu racuri, care este pornită non-stop și pe care o putem accesa de unde vreau eu. Și un server. Da, el se cheamă server. O să discutăm mai târziu și despre asta. Vreau să vă arăt BIMcloud-ul cu plată, care știe să facă acest lucru. Da? Deci, odată în Archicad, da? Am discutat că avem acum 3 useri în acest proiect. Da? Deci avem 3 arcaduri deschise, 3 locații diferite, da? Care sunt conectate la server. Interesant că puteți să vă setați culoare la fiecare și foarte ușor pot să zic show reservation by user, de exemplu. Da? Deci ideea e că tot teamwork-ul acesta, tot lucrul acesta în echipă, e pe bază de rezervare. Și aici mulți mă întreabă, păi eu vreau să lucrez pe secțiuni sau vreau să lucrez pe etajul 1. Păi nu e așa. Deci lucrați pe elemente, da? Indiferent din ce vedere. Da? Ideea e că vă rezervați elemente, da? Deci poți să selectez... Aratele... Stai puțin. Ca să înțeleagă foarte bine ce înseamnă rezervarea, trebuie să le arăți ce înseamnă a șterge un element nerezervat. Și atunci o să înțeleagă ce rezervare. Da, de fapt, pot să-mi selectez orice. Da? Îmi selectez chiuveta asta. Dacă intru în setări, vedeți că butonul OK e inactiv. Da? Deci, de aici se vede foarte bine. Sau, dacă las cursorul peste element, îmi zice free for reservation. Da? Deci, e liber acest element. Nu aparține la nimeni, deci poți să rezerve elementul. Clic dreapta, poți să dau reserve. Atunci, automat devine editabil. Da? Deci, ca să nu fie conflicte, asta e, cum să zic, asta e metoda de funcționare. Deci, se merge pe bază de rezervare. Da? Și, de fapt, rezervarea aceasta e valabilă peste tot. Deci, dacă intru la layere, da? Deci în orice dialog. Da? Tot Archicad-ul deja se transformă. Exact. Deci cu Ctrl-L, dacă intru la layere, vedeți că îmi zice free for reservation. Da? Dau reserve. Acum a devenit, vedeți, s-a redeschis fereastra, a devenit verde, îmi zice că e editabil. Da? Deci în acest fel putem evita conflictele. Da, Mihai. Era chestia, cred că cu rezervarea e, în realitate, cum vrei să, nu știu, cer pixul colegului, nu? Da. Exact aceeași chestie. Exact aceeași, da. Vedeți că și nu poți fără acordul lui să iei acel element la care lucrează. Am și câteva elemente cu roșu. Aici,
Asta e al colegului. Dacă e rezervat de coleg, pot să dau click dreapta, pot să dau request, de exemplu. Da? Pot să cer de la el. Da? Și automat o să primească un mesaj. Vedeți, cu un screenshot, o să-mi primească un mesaj că hai să-mi dai elementul. Dacă dau eu un mesaj, dacă fac eu asta. Poți faci și tu, nu știu. Ben, de ce etaj ești? De ce etaj ești tu? Parter. Da. Vedeți că mi-a apărut request granted, da? Deci mi-a aprobat cererea. Acum elementul e al meu. Da? A, mă rog. Da, eu am luat ceva care era la liber. Da, în fine, cred că s-a înțeles. Aveți și mesagerie aici în paletă, da? Deci puteți să vă trimiteți mesaje și așa mai departe, da? Da, deci vedeți, e destul de simplu, e pe bază de rezervare, tot ce vă rezervați e editabil, da? Din când în când pot să dau, nu știu, release all, de exemplu, din paletă. Vedeți că automat o să-mi ceară să trimit modificările și după aia o să-mi elibereze, da? Deci, vedeți, până acum ce am modificat nu s-a transmis către server, da? Adică puteți lucra, uite noi mai facem din astea. Ieri, acum două zile, am primit o socială de la o primărie unde depusesem un DTAC să modific titlul proiectului și să mai fac niște modificări. Mi-am deschis la mine în computer proiectul, am făcut toate modificările care erau, mă rog, lucruri neacceptabile de altfel realmente. Le-am făcut, le-am trimis și după care nu am dat semn de receive. Asta înseamnă că eu m-am jucat cu el ca și cu niște variante, Mihai, cum spuneai tu. Adică poți genera lucruri, e o joacă, dacă știi să o faci joaca asta, poți avea niște avantaje multe, dar pe aceeași măsură poți avea niște distrugeri fenomenale. Da. Adică dacă închizi și nu ești atent să dai send and receive, s-a terminat. Dar toate lucrurile astea sunt riscuri minore pe lângă avantajele pe care le are. Un lucru important este faptul că nu mai există save. Deci, avem save. Așa, e bine ce zici, dar de fapt avem un save. Deci poți să, de exemplu, pot să mut, nu știu, mobila asta, dau aici salvare, oricând pot să dau salvare, dar o să-mi salvez copia locală. Până nu dau send and receive, da? Până atunci colegii nu o să vadă. Se vede unde? În fine. Colegii nu o să vadă modificările. Da? Deci trebuie să dăm trimitere și primirea modificărilor, da? Și atunci se trimit numai modificările, deci chiar de pe un hotspot, pot să-mi fac un hotspot de pe telefon și pot să mă conectez, pot să comunic cu serverul, da? Deci poate că pare complicat așa pentru cineva care lucrează în modul clasic, dar ca unul care lucrează de mulți ani așa, ca unul care a văzut mulți oameni noi care au venit în birou aici și au lucrat, au început să lucreze așa, vă spun că toată lumea se adaptează ultra rapid și toată lumea e încântată de modul ăsta de lucru. Și după o vreme, ți se pare ciudat că era altfel. Da. Voi lucrați așa și pe proiecte mari? Și pe proiecte mari și pe proiecte mici? Noi lucrăm numai așa. Deci noi nu avem proiecte locale. Noi nu avem proiecte locale. Toate proiectele noastre sunt în server. Uh-huh. Și de exemplu... Așa. O întrebare. Noi, de exemplu, baza de date a noastră e pe Google Drive și tu îți setezi pe unul dintre calculatoare ca fișierele de BIM server cu proiectul să îți fie sincronizate cu Google Drive-ul. Da. Nu apar conflicte, erori, nu știți? Că am avut tot felul de probleme Google Drive-ul. Cum a zis de Google, e cel mai nasol, că îți blochează fișierul. Exact. Dar
restul, din câte am văzut, nu fac asta. Da? Stai, am un slide de pe asta. Uite, noi nu avem asta. Eu am o structură IT legat IT-ul, da? Deci e un server cu niște hard discuri ale lui. Serverul fizic. Un server fizic, da. Serverul ăsta fizic. Pe serverul meu fizic, pe unul din hard drive-ul, se află instalat BIM Cloud, da? Așa. Proiectele le am pe un alt hard disk din acest server. Toată entitatea serverului meu are un backup pe niște NAS-uri care scriu în oglindă, mă rog. Ok. Vreau să vă sfătuiesc așa. Noi nu avem IT-ist. Avem un IT-ist care vine din când în când, dar vă sfătuiesc să vă chemați un IT-ist. Nu e o mare filozofie, nu costă foarte mulți bani să aduci un IT-ist 3 ore să seteze niște lucruri și după care lucrurile merg. Noi nu avem, mă rog, eu am personal asta cu Google pentru mine, dar nu are legătură cu biroul, dar eu reușesc să mă leg de oriunde merg. Colegii mei în pandemie au lucrat de acasă, colegii mei și acum mai lucrează de acasă. Adică chestiunea asta de care spuneți voi cu Google Drive, cu chestii, cu server care se închide, nu există. Orice computer din birou poate fi cumpărat un plus. Na, puteți avea în birou, că nu mai e mare investiție, un calculator care să fie dedicat acestui soft și care să aibă, sigur, acum vorbim de niște legături de IT și de siguranță, să aibă niște protecții. Noi avem serverul ăsta cu tot felul de protecții, adică nu e așa uzual, dar există modalități de rezolvare. Nu trebuie să faceți atâtea griji cu cum faceți. Sunt moduri care... Faptul că lucrați așa acum nu înseamnă că flow-ul vostru este cel bun. Asta e speranța voastră. Hai că o să am un slide în care însumez toate astea, toate soluțiile, da? Bun, da. Uite, vreau să vă mai spun apropo de useri. Pentru cei cu birouri 3-4 persoane e ok. Există o zonă care se cheamă roluri și care e foarte simplu pentru noi ca arhitect. Hai să trecem la manager, da? Eu zic că în arhicat trebuie să mai arătăm ceva. Scuze, da. Nu. Adică... Eu zic că atât. Deci vă rezervați lucrurile, le modificați, dați send and receive. Cam asta e ideea. Da? Da, nu, dar asta e ideea. Deci altceva nu e. Atât, da. Ok. Și legat de partea cealaltă, vedeți că managementul se face din browser, deci e browser-based. Da? O să intru cu userul meu, așa, și... Bine, aici asta o să e prima fac pagină. Deci, o să povestească lucruri foarte tehnice și o să punctez de fiecare dată lucrurile de user experience. Chionghi v-a spus, intrați cu parola, eu vin și vă spun. Parola aia nu trebuie să intre toată lumea. Deci acolo trebuie să fie un om care intră aici, nu mai mulți. Da, așa ar fi de aia. Da. Nu, deci, așa trebuie. Deci, de exemplu, vedeți, avem pe prima pagină proiecte, user, roluri, da, și setările serverului. Da? De exemplu, la users, dacă intru, vedeți că avem mai mulți useri aici la noi setați. De exemplu, dacă mă uit la mine, vedeți că eu sunt aparțin grupului de project administrator și server administrator. Da? Asta putem să setăm pentru fiecare user. Da? Deci asta înseamnă că pot să șterg chiar proiecte sau pot să modific și chiar și setările serverului. Da? Cum a zis și Dan, de obicei o persoană ar trebui să fie server administrator. Da? Deci o persoană să știe să umble la setări și nu, dar nu e, nu, 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 nu,
Deci nu e vorba de umblat la lucrurile astea. Lucrurile astea țin de gestiunea biroului, a proiectelor și a tot ceea ce înseamnă infrastructura asta. Adică trebuie mare grijă aici. Nu e o chestiune pe care să le frândurească toată lumea. Că te poți trezi foarte ușor că cineva a șters. Cine? Păi nu știm. Da, păi da, exact. Și în afară de asta avem diferitele roluri. Acum avem aici câteva setate, da? Deci avem de obicei lead architect. Asta apare în, și în serverul gratuit. Asta are acces la soft, iară, ce-mi scuze. Astea sunt valorile cu care vine el default. Noi le avem în limba română. Șef de proiect, arhitect, senior arhitect, junior, vizitator, consultant, avem toate parte de inginerie, toată lumea are un rol stabilit și foarte ușor, adică lucrurile astea vi le puteți seta. Da. Deci, de fapt și în BIM Cloud Basic, asta e ideea că puteți să vă definiți oricâte roluri și să le atribuiți astea la utilizatori, da? De exemplu, cineva, nu știu, de pe șantier, constructorul, da? Nu, știu eu exemplu bun, că îl știu din practică. Da. Un user nou, un coleg nou care nu are cunoștințe foarte avansate, nu va primi multe drepturi de editare în zona de, nu știu, parametri, gestionări de layer da, și așa, pentru că te poți trezi cu surprize și atunci se debifează asta. Sunt user care doar poate să vadă proiectul. Sunt user care doar poate să tragă linii. Drafts, Manu, de exemplu. Da, asta e desenatorul. Sunt și tot așa. Și se face foarte simplu pentru că pe fiecare om merge acolo în dreapta la edit și îi bifezi ce poate să facă sau ce nu poate să facă. Mm-hmm. Exact. Da? Deci vă creați userii. La fiecare setați un rol. În afară de asta mai avem proiectele. Aici e interesant. Proiectele și aici vine partea cu backup-uri și așa. Da, asta vreau să vă arăt. Noi avem aici câteva, nu știu. De exemplu, cursurile. Da. Dacă mai voi, primul lucru care se întâmplă cu proiectele este cum încep un proiect nou. Apropo de ce spunea, cred că Mihai, ce se întâmplă cu solo project? Prima dată când folosești Archicad-ul cu BIM Cloud, ai un solo, după care nu-l mai ai. Pentru că primul lucru pe care îl urci pe un server este fișierul de template. Și fișierul de template se urcă acolo și după care, când te duci în proiect, o să se ducă acum în Chongi și o să vă arate cu duplicate. Uh-huh. Și faci un duplicate și dacă apeși pe duplicate Chongi, el o să-ți arate adresa unde pui proiectul cel nou. Pe ani, pe funcțiuni, nu știu cum le aveți fiecare așa. Și în momentul ăla apare proiectul nou. Proiectul ăla nou este setat cu setările template-ului. Deci dacă vă setați partea de backup sau de accese, by default așa o să plece. Da, asta e bună tehnică. Ok, și BMP aici m-a întrebat dacă poate să păstreze, să stocheze librării în acest cloud. De fapt și trebuie. Da? Deci pentru fiecare proiect puteți să vă încărcați aici. Deci serverul, bineînțeles, gestionează separat librăriile, dar de exemplu, dacă sunteți pe Arica 24, ajunge să încărcați numai o dată librăria asta, că în fiecare fișier asta o să fie încărcată. Da? Bineînțeles, poate să fie librării specifice. Și pot să vă arăt repede, mă întorc la Arhicad, dacă intru în Library Manager. Vedeți că aici apare librăria 24, deci noi n-am folosit nicio librărie specială, dar vedeți în dreapta
lui apare și iconița asta de BIM Cloud, da? Deci îmi zice că librăria asta o ia de pe BIM Cloud Consoft, da? Deci la fel sunt gestionate și librăriile în mod corect. Da. Da, și vedeți la fiecare proiect, vedeți, avem, putem să le mutăm, duplicăm, nu știu ce, ne apar userii, avem în dreapta putem să-i dăm afară pe user, să fie acolo, force, leave. Da, da, force, leave, da, de exemplu, nu știu, dacă colegul a rezervat ceva și a plecat în concediu, se mai întâmplă că... Da, se întâmplă. Că uită să, a uitat să elibereze elementele, trebuie să-l dăm aici, da, aici e o chestiune, dar asta vine din practică și vine din practica fiecăruia. Care este politica de relaționare a membrilor echipei cu ieșitul din proiect? Cu close project sau leave project, care sunt două entități diferite. Eu unul, am setările în birou făcute pe close project. Toți userii, toți arhitecții care lucrează la un proiect, la câte un proiect, ei rămân logați, au un cârlig în proiectul respectiv, pentru că îmi permite mie să pot să folosesc issue manager, adică să le dau sarcini. Sau putem să ne dăm sarcini, evident, unul altuia, nu e vorba de mine sau de cineva. Da, deci rămân, dar își închid proiectul. Da, adică își eliberează toată partea de reserves. Toate rezervările se de se fapt Aricadu are și o opțiune că dacă toate modificările sunt trimise, atunci la închidere automat se elibereze elementele rezervate, da? Asta e opțiune din Arhican, deci automat știe să facă acest lucru. Dacă înainte de închidere s-au trimis modificările. Da? Da, și în afară de setări și setările proiectului avem snapshots, da? Astea sunt backup-urile. Da? Vedeți, aici avem de două feluri. Avem PLN snapshot. Și avem Teamwork Project Snapshot. Deci v-am zis că proiectele de echipă sunt salvate în DB, în bază de date. Diferența aici că PLN-ul se face din Archicad. Deci automat serverul nu știe să facă, ci Archicad-ul trebuie să salveze fișierul și să-l uploadeze pe server. Deci asta nu știe să facă automat, dar Teamwork Project Snapshot știe să facă oricând, da? Și vedeți că îmi și zice că, nu știu, cred că ieri a făcut automat un snapshot, că așa era setat, da? Arată-le puțin setările astea de salvări și după care o să le arătăm asta cu create new, rollback și toate astea, cât de cât așa se trece. Deci aici zice edit, da, deci aici putem să ne configurăm, de fapt, din projects. Da. Deci pot să-mi configurez, de exemplu, la fiecare proiect când în ce fel să facă, de exemplu, din oră în oră și să păstreze ultimele 16 copii. Da? Asta sau să pui ultimele 100 de copii. Asta va mânca foarte mult din resursele de stocare, dar pentru început e bine așa, ca să nu ai senzația că, mă rog, îți fuge de pământul de sub picioare. Da, și la fel și la Teamwork Project Snapshot, noi la fel am setat acum, e pe din oră în oră, ultimele 16 copii. Da? Și interesant că oricând vorbeam de revizii, de versiuni, da? Oricând puteți să intrați aici, dați create. Da? Deci pot să zic oricând să-mi creeze un... Da, predare de THC. Eu vă spun din experiența mea, lucrez de mulți ani în chestia asta, dar de fiecare dată le spun tuturor din birou, trebuie să nu uităm când predăm fază să facem o copie garantată a lui care se poartă denumire
underline DTAC sau underline PT. Exact, cred că am făcut-o, cred că am făcut-o de 3 ori sau de 4 ori de-a lungul timpului. Uităm tot timpul. Adică, deci pentru noi serverul ăsta ne-a luat de pe cap toată problematica asta murdară a salvărilor, a backup-ului. Nu, adică dacă pui în balanță cât am câștigat și cât am pierdut, este evident că e în favoarea avantajelor. Mm-hmm. Da. Și de fapt, oricând putem reveni, deci dacă se întâmplă să, nu știu, să se strice ceva la fișier sau, nu știu, am șters ceva din greșeală, nu știu, putem da oricând, putem da rollback, de exemplu. Sau pot să iau PLN-ul de aici, dau download, îmi descarc pe calculator și dau share din nou. Da? Deci fac un reshare la proiect. Da? Depinde de ce fel e. De la caz la caz. Da. Avem și activități. Da? Activities, putem verifica cine, când a intrat, ce a făcut, vedeți. Mă rog, se pot vedea lucruri, dar nu vă imaginați că veți reuși să identificați cine a șters toată casa acum 3 zile. Da. Da, deci cam asta e BIM Cloud Basic. Da? Pot să revin la slide-uri un pic. Da? Deci... vedeți, avem un singur manager, un singur server în care setăm roluri, da? Ia să desenez aici, da? Setăm userii, setăm roluri, setăm accesul și avem backup-urile, da? Și cum v-a zis și Dan, puteți instala programelul acesta pe oricare dintre calculatoare, poate pe unul mai performant care are mai mult RAM, știu. Fie chiar da? Și pe al vostru. Sau puteți instala chiar și pe un Mac Mini, se recomandă, de exemplu. Deci dacă vă gândiți să, nu știu, să vă luați un calculator dedicat pentru asta, de exemplu Mac Mini-ul e perfect. Da? Ok. În afară de BIM Cloud Basic, vreau să vă arăt, am zis că mai avem două soluții. Instalarea am văzut-o. Avem BIM Cloud-ul. Ăsta e cel cu plată. O să vă arăt la sfârșit o comparație. E 180 de euro pe user pe an. Ăsta știe un pic mai multe. De fapt, și ăstuia, deci ăsta necesită o licență, necesită un calculator dedicat, dar BIM Cloud-ul full e de fapt și un file server mai nou. Deci puteți aici încărca IFQ-uri, vedeți, PDF-uri, DVG-uri, orice, da? Orice fel de fișier. Deci ăsta deja funcționează ca și un file server. Și aici e un alt concept. A apărut conceptul de BIM Cloud Project și echipe. Da? Deci putem să ne creăm un proiect la care asociem o echipă. În echipa asta poate să fie și instalatorii, de exemplu, sau structuriștii. Le dăm acces, le creăm un user, le dăm acces la server, poate să-și încarce acolo proiectele, da? Sau fișierele. Și, bineînțeles, proiecte din astea putem avea oricâte. Da? Un lucru adițional aici, că comunică și cu BIMX-ul. Da? Deci dacă salvăm, nu știu cât de mult lucrați, salvați fișiere BIMX, ideea e că de pe tabletă colegii pot să trimită mesaje direct în Teamwork, da? Direct la colegii din birou, dacă avem versiunea asta cu plată. Și un alt avantaj că face backup la tot, da? Deci și la setările serverului și la absolut tot știe să facă backup versiunea asta cu plată. Da?
Am aici, da, mai am cealaltă soluție și după aia vă arăt o comparație, da? Și mai avem a treia soluție, e BIM Cloud ca serviciu. Asta e dublu prețul, deci 380 pe user pe an, dar ăsta e de fapt cloud-ul propriu zis, da? Deci aici nu vă trebuie calculator, nu vă trebuie nimic. O să primiți câte un user, vă logați și gata. Da? Deci Graphisoft-ul, dacă alegeți acest serviciu, Graphisoft-ul o să vă creeze în Google Cloud, folosesc ei, acolo o să vă creeze un server dedicat, o să adauge automat resursele, da? Deci spațiu, cât aveți nevoie, RAM, cât aveți nevoie, deci o să se uită ei și gestionează ei automat totul. Da? Și o să prindeți câte un user, trebuie să vă logați și gata. Da? Puteți să folosiți ca și file server, ca și server de arhicat și așa mai departe. Da? Aici am o comparație între cele trei. Da, deci v-am zis BIM Cloud-ul, da, de fapt deja BIMX-ul are acces deja la BIM Cloud. Puteți să vă setați permisii mai avansate și așa mai departe. Și BIM Cloud ca serviciu, de fapt vedeți că nu vă trebuie cunoștința IT, nu vă trebuie nimic, nici o infrastructură, nimic. Ok. Da, și asta e diferența. Avem o întrebare legată de BIM Server, BIM Cloud, varianta basic. Da. În cazurile în care nu suntem toți în același birou. Am înțeles că trebuie vorbit cu providerul de internet să-ți dea adresa de IP statică? Fixă. Fixă? Sau ceva de genul? Eu pot să vă spun de la mine din birou, nu știu ce vă spun. Deci aici e mult mai meseriaș în zona de IT, dar eu vă spun varianta non-IT-ștă, cum fac eu. IT-ul meu mi-a zis așa, a zis, băi, ăștia schimbă IP-urile la o perioadă, nu e nicio șmecherie. Lasă-ți IP-ul așa cum e, nu-ți cumpără IP fix, așa, și din când în când doar e o chestiune pe care eu am reușit să mi-o setez. Adică nu e nicio filozofie după aia IP-ul. Dar varianta bună este asta cu IP static. Da. Da, deci ori IP static, ori dinamic, DNS dinamic. Da? Asta e soluția. Ideea e că, vedeți, aici am afișat în primele două coloane că pot fi accesate prin VPN sau port forward. Da? Asta două lucruri relativ simple. VPN-ul depinde de router, ce router aveți la firmă, dar cu 300 de lei puteți să vă luați un router care știe VPN. Noi așa avem, de fapt. Da? Deci am setat un VPN, am setat și acolo user și oricine de oriunde poate să conecteze și e ca și cum ar fi în rețea. Da? Deci se văd imprimantele, se văd toate. Da, eu printez de acasă. Eu așa lucrez. Deci eu lucrez așa cu VPN și... Eu VPN și ideea e că, vedeți, cu versiunile astea, datele sunt la noi, da? Că și asta de multe ori e o discuție, că nu sunt ale mele datele și nu știu ce, dacă nu mai plătesc, ce se întâmplă cu datele mele, da? Deci aici aveți un server sau aveți un calculator dedicat unde o să aveți datele. Ca backup puteți folosi, de exemplu, un Google Drive sau orice, sau un OneDrive sau așa. La cealaltă soluție, deci BIM Cloud ca service,
acolo aveți spațiu nelimitat, dar nu o să fie la voi datele. Da? Și vedeți, dacă ca o comparație, deci noi ne-am uitat, de exemplu, la IT-ști, la un abonament pentru o firmă de IT, din cât am văzut, începe de la 120 de euro. Abonamentul lunar, da? Sau un server, de exemplu, e 2000 de euro, dacă vreți să vă luați un server mai performant, da? Și bineînțeles, se mai adaugă factura de la curent și așa mai departe. Damian. Cu server NAS, ziceați parcă la început că funcționează și cu NAS. Okay. Vorbim de NAS, dar BIM Cloud-ul nu funcționează cu NAS-ul. Deci BIM Cloud puteți instala pe Windows, pe Windows sistem Server, de operare, pe sistem de operare, pe trei sisteme, da? Pe Linux, de obicei NAS-urile au Linux, pe Linux nu putem instala. Și bine, poți să instalezi BIM Cloud-ul pe unul dintre calculatoare pe care îl conectezi la NAS, pe care face ai backup-urile și fișierele. Ca să nu ocupe mult spațiu și să nu-ți încarci calculatorul, că am înțeles că din cauza asta e problema, nu? Exact. Uite, pot să vă spun apropo că poate că o să întreb, dar chestiunea asta cu lucratul la distanță, adică la distanță însemnând că nu se lucrează local, local însemnând pe același calculator, atât tot. Deci asta înseamnă local. Eu, pe arhicadul meu, lucrez pe fișierul meu de la mine din calculator. Noi gestionăm, uite, aș putea să mă uit acum, că nu vreau să spun tâmpenii, dar uite, o să mă uit să văd în serverul meu, în serverul meu, să văd cât de mari sunt fișierele mele. Project, dar nu cred că în project este, mă rog, o să încerc în project. Păi depinde că fișierele teamwork... Da, știu, dar eu mă uit și citesc valorile care apar aici. Noi avem 1,4 giga, 300 de mega, 2,2 giga, 1,4 giga, cam mă rog, și unul mai mic, 520 de mega. Deci asta înseamnă așa, asta înseamnă că noi lucrăm cu niște fișiere foarte mari. De regulă, noi facem proiecte... să zicem, medii mari, dar complexe. Noi lucrăm cu partea de instalații în 3D și toate lucrurile astea, cu IFC-ul, cu multe alte lucruri. Deci avem fișiere mari, multe layout-uri, mă rog, sute de layout-uri și nu știu ce, și gestionăm asta, gestionăm. Și nu avem super computere, nu avem super servere, nu avem nimic din toate lucrurile astea. Eu am un laptop de mulți ani în care lucrez. Deci nu am nimic din toate lucrurile astea. Computerele noastre nu sunt niște supercomputere cu care lucrăm. Ok. Și lucrurile funcționează și nu stai ore să trimiți pachete de date la un proiect de 3 giga. La 2 giga, la 1 giga. Nu stai, se mișcă rapid lucrurile. Ok. Vă mai arăt un slide. Vreau să discutăm despre toate. Da? Deci la un moment dat am încercat să strângem toate soluțiile. Da? Am văzut fiecare firmă cum a reacționat când a apărut treaba asta cu ce avem acum. Deci am văzut la mulți că foloseau TeamViewer. Deci își lăsau calculatoarele să ruleze și de acasă se conecteau cu TeamViewer-ul. Păi vedeți că asta e o chestie destul de instabilă, deci nu vă garantează nimic, oricând poate se întrupă și necesită licență dacă vrem să lucrăm în mod continuu. Mai avem soluția de FTP. Asta e una destul de veche. Și aici avem un user și ne conectăm la un server de fișiere. De acolo putem să le tragem, să le copiem, da? Dar nu prea e sigură și nu, iarăși nu e
live, într-un fel, conexiunea asta. Mai avem NAS-ul. Asta e un lucru interesant, da? Că și NAS-ul putem seta să fie accesibil din afară sau din afara biroului. Și atunci... Stai puțin. Deci acum poți accesa NAS-ul, dar la NAS discutăm despre fișiere Sol. De toate felurile, PDF-uri, DVG-uri, IFC-uri, documente, așa. Așa. Plus backup-ul de BIM Cloud, BIM Server, BIM nu știu ce, așa, care și-l face în PLN și tu pe ăla l-ai putea deschide, dar vă atenționez că lucratul pe fișiere solo nu înseamnă că datele modificate se regăsesc în fișierul celălalt, ba din contră nu se regăsesc, trebuie reîncărcat și tot așa. Deci da. Chestiunea asta cu NAS-ul e o chestiune să vă luați niște DVG-uri, să vă luați niște IFC-uri, niște documente, PDF-uri și atât. Eu unul nu recomand lucrul, mai spunea cineva, nu mai știu cine, de backup-ul în Google și de acolo o luat. Acum vine, da. Da. Sunt mulți care folosesc cloud storage, da, serviciile astea de sincronizare și stocare în cloud. Da? Depinde cât plătiți, nu știu ce, Dropbox, Google Drive, Mega sau OneDrive, de exemplu. Noi la firmă avem OneDrive, da? Că avem licențele de Office și cu asta primim un tera pe licență, deci noi acolo ne facem backup-urile în afară de serverul de date. V-am zis VPN, VPN dacă aveți un server dedicat pentru fișiere și care rulează și BIM Cloud-ul, de exemplu, am zis cu VPN, ăsta e Virtual Private Network, da? Deci cu VPN puteți să-l accesați de oriunde. Și bineînțeles avem BIM Cloud-ul, da? Pentru fișierele de echipă, da? Ce am văzut până acum, da? Și mai am aici astea. Eu nu vi le-aș recomanda, de exemplu, v-am zis Google Drive, cum am vorbit, a zis și Mihai, blochează, sau cine, blochează fișierul, da? Deci ne-au sunat mulți că nu poate să salveze în Archicad. Și la un moment dat ne-am dat seama că e de la Google Drive, trebuia să-și închidă Google Drive-ul, salvează fișierul. Da, el își făcea backup-ul. Dar eu vă spun, sunt două lucruri diferite. Eu, unul, sunt foarte atent la ce înseamnă flow-ul de proiectare din biroul meu. Și încerc să țin lucrurile sub control. Sub control nu înseamnă o nebunie, dar înseamnă că sub control este tot ce înseamnă politica de IT. Și nu e a mea că fixiți pe asta, ci așa se face IT-ul. Cu multă securitate și cu multă atenție. Și momentul în care începeți să combinați fișierele astea de tip cloud ale Archicadului, teamwork-ul ăsta în general, eu i-aș spune teamwork și nici de cum, așa ca să fie clar. Și dacă combinați teamwork cu solo, este, cred că e varianta optimă către eșec. Da. Da, adică nu veți ști unde sunteți. Nu veți ști că sunteți aia sau că sunteți aia altă. Ok. Deci, da, cam asta rămâne. Eu folosesc VPN. Deci noi folosim VPN, am folosit și variante din astea de genul TeamViewer. Funcționează, dar trebuie să vă spun că până să mai învăț niște lucruri și aici m-aș da ciunghi, nu știu dacă mai ține minte în pandemie, pentru că aveam un coleg care lucra așa și momentul în care computerul își făcea un restart, că cădea curentul sau că făcea un update de sistem, în momentul în care repornea computerul ăla, se bloca în introducerea parolei. Da. Și atunci trebuia să vină cineva fizic la birou să depășească chestiunea. Și a trebuit să inventăm o, o,
o procedură prin care ele intră într-o buclă a lor și nu mai e nevoie de așa. Am rezolvat-o, dar înveți lucruri, găsești tot felul de minunății din astea noi pe care nu-ți dai seama. Dar asta cu VPN-ul e o variantă. Da, poate. Deci Dan folosește BIM Cloud Basic, accesibil din afară prin VPN. Asta e, eu zic că e metoda ideală și gratuit într-un fel. V-am zis, depinde de router, dar... Da, adică da, asta ar trebui să vedeți. Din păcate, eu sunt într-un alt birou, nu acolo unde avem serverul, dar vă spun că e o cutie de 1,60 pe 80 cu 80 îndesată de echipamente. De exemplu, la o firmă din Timișoara am rezolvat și au schimbat routerul și s-a rezolvat totul. Da, lejer. Dar asta nu înseamnă, dar stați puțin, deci asta e varianta cumva, hai să-i spunem profi, dar experiența mea până am ajuns aici, eu am avut tot timpul server din asta cu rutere, cu control de management, cu prostii din astea. Nu, am mers cu un calculator care era, la început lucra cineva pe el, după care am făcut un calculator dedicat care era separat și pe care era doar acest soft, mă rog, și alte lucruri, dar în principiu era el și el era legat la un NAS. Adică trebuie să înțelegeți că lucrurile funcționează și în funcție de nivelul la care vă aflați, sunt soluții viabile. Pentru că dacă ești la început și lucrezi, să zicem, cu un TeamViewer, îți asumi riscurile că vei merge din când în când să-l repornești. Dar 95% din timp soluția va funcționa. Înțelegeți? Adică asta trebuie să înțelegeți, că nu trebuie să vă duceți neapărat din prima într-o cutie de server cu managementul controlului și nu știu ce. Se pot face lucruri astfel încât să faceți pasul ăsta care, din punctul meu de vedere, este unul esențial și vă va învăța să reacționați pentru viitor. Tehnologiile explodează, BIM-ul vine și ușor vine levelul 3, stage-ul 3, unde lucrurile vor fi așa. Și atunci ideea este că trebuie să vă antrenați de pe acum pentru ce va veni. Ok, întrebări sau păreri sau alte idei, nu știu. Sau răspunsuri. Răspunsuri, da. Cine are microfon? Păi dar nu, la cine scrie nu răspundem. Da. No, de exemplu, la o firmă n-am putut în niciun fel, cred că erau pe Orange, aveau internet de la Orange și n-am putut în niciun fel să dăm acces din afară. Nu mergea nici port forward, nici aveau VPN și așa. Ei s-au dus spre BIM Cloud ca serviciu. Da? Depinde. Bineînțeles, noi putem să vă ajutăm, da? Oricând ne sunați, putem să vă ghidăm, să vă ajutăm la configurare și așa, să vă dăm sfaturi. Eu așa sfătui. Deci un calculator un pic mai performant pe care instalăm un BIM Cloud Basic, setăm să fie accesibil din afară și ideal ar fi să aibă un backup spre un OneDrive, spre un NAS, spre un Dropbox sau așa ceva. Da? Eu nu merg mai departe decât atât și eu vă recomand să vă chinuiți cu, dacă sunteți de unul singur, eu vă sfătuiesc să vă instalați BIM serverul pe calculator. Chiar dacă sunteți singuri, da. Mie mi se pare. Deci eu vă spun, chestiunea asta în care el gestionează toată partea de salvări, dacă pică, deci dacă îți scrapă fișierul de lucru, e foarte elegant, știi, când și-a făcut ultimul backup. Dacă ai 5 backup-uri pe zi, atunci îl știi pe care îl vrei, poți să ți-l alegi. Mie mi se pare foarte bun. Deci eu, dacă acum
cineva m-ar da înapoi înainte, n-aș mai putea să mai funcționez, m-aș lăsa de mesia și spune, lasă, mă întorc la AutoCAD și asta, asta. Nu mai. Pe bune. Ok. Deci, dacă nu mai aveți întrebări, să știți că noi o să închidem. Nu avem treabă, da, așa întrebă, adică întrebați, că nu, dacă am venit. Aș întreba eu ceva, dacă se poate. Mai degrabă cer o confirmare, cred că am înțeles, dar să fiu sigur. Pe varianta de BIM Cloud, cea cu licență, costă 80 de euro pe lună. Așa. Să înțeleg că cumva acest BIM Cloud ar putea să gestioneze inclusiv partea asta de, nu știu, documente anexe, să le numim așa, nu știu, PDF-uri, Word-uri, da. JPEG, da. Adică tot ce înseamnă documente care fac parte dintr-un proiect. Da. Pentru că, cel puțin din ce am înțeles partea asta de basic, BIM Cloud-ul va gestiona fișierele de ArchiCAD, dar totuși toate celelalte fișiere ce țin de proiect sunt gestionate clasic într-un folder. Exact. Da. Am înțeles bine? Da, da. Deci asta e diferența. Anul trecut s-a introdus ăsta că a devenit un file server. Da? Deci până acum numai ArchiCAD-ul putea să discute cu BIM Cloud. Acum putem încărca orice fel de fișier. Da? Deci e și un file server. Da? Și din cauza asta s-a introdus și treaba asta cu projects. Da? Deci pot să-mi creez un, oricând un proiect nou. Și vedeți, avem upload file, da? Și pot să încarc aici orice fel de fișier, de exemplu, da? Să am și ele pot fi, ele pot fi accesate din platforma asta BIM Cloud-ului, adică dacă vreau să listez, nu știu, un extras de carte funciară care este gestionat în felul ăsta, pot de aici, ca să nu mai intru din, mă rog, Windows sau Explorer sau ce folosește fiecare. Păi, ArchiCAD-ul știe, deci, de exemplu, în ArchiCAD pot să dau place external drawing și vedeți că îmi apare și place external drawing from BIM Cloud. Da? Deci, dacă e un proiect de echipă, atunci pot să-mi iau orice fișier de acolo, îl introduc în ArchiCAD, printez de aici. Sau altfel trebuie să intru în treaba asta browser, din browser, da? Asta zic, deci din browser noi putem accesa acele fișiere. Bineînțeles, le vedem aici toate, da. Pot să și încarc upload file. Nu știu. Și un lucru foarte interesant că avem aici calculator. În fine, am încărcat acolo exe din viewer-ul. Un lucru interesant că avem aici și version history, da? Deci dacă instalatorul încarcă diferitele versiuni, poate să rămână aceeași denumire. Dacă le am linkuite în proiectul de ArchiCAD, de exemplu cu Hotlink, dacă am adus un PDF sau IFC, da? Instalatorul în spate poate să updateze acel fișier și aici o să serverul o să știe să le păstreze. Da? Și aici avem copy, rollback, download, da? Deci o să avem și un istoric a versiunilor fiecărui fișier, da? Dar v-am zis, asta e 180 de euro. Ok. De fapt, toată tema asta cu teamwork-ul și cu colaboratori și cu așa, o să discutăm în noul curs ce dezvoltăm acum. O să aibă denumirea de share, da? În noul modul pentru cursul de avansați. Da? Acolo vrem să includem toată tematica asta. Sper anul ăsta să reușim să publicăm cursul. Ok, altă întrebare dacă aveți. Altă întrebare. Dacă vreți,
noi suntem deschiși să comunicăm mai eficient, deci dacă vreți pe orice tematică, oricând putem organiza așa un workshop. Liber. Dacă nu mai are nimeni întrebări, mai aveți ceva? Nu văd nimic. Mulțumim. Dată, nu. Ok. Păi, v-am zis, ne găsiți dacă aveți întrebări. Vă ajutăm cu plăcere. Da? Mulțumim. Plăcere. Mulțumim foarte mult. Mersi, Dan. Plăcere. Sper să vă văd de folos. Și vorbim. Da? Baftă. La revedere.